Se schimbă codul penal, iar modificările sunt drastice. Pentru prima dată va exista arestul la domiciliu. Pedepsele pentru anumite fapte au fost reduse, iar prostituția a fost scoasă din rândul infracțiunilor. Dar nu toate vor putea fi puse în aplicare imediat. Așa că anchetatorii sau instanțele de judecată se vor lovi de problemele procedurale. Tehnica ar putea lua locul pixului în curând chiar și în justiție. Noul cod penal vine cu schimbări majore. Astfel, prostituția va deveni o simplă contravenție. De 200 de lei pe oră, faci 200 de ore, câte ore vrei să stai? Am trecut pe 24, spun sincer, n-am avut nici Iar doamnele care vând plăceri la colț de stradă vor cheltui o parte din bani pe amenzi, nu și pe avocați. Politicienii ar trebui să se gândească mai în serios la fiscalizarea prostituției, pentru că prostituția în țara asta și nu numai există din foarte mult înainte, multe sute de ani, și nu cred că o va opri nimeni acum. Apare și arestul la domiciliu, o modalitate mai blândă de executare a unei pedepse, doar că mai greu de aplicat. Brățara electronică, acel dispozitiv cu chip dotat cu GPS, arată cam așa și se pune la mână sau la picior. Dar, deși noul cod o prevede, logistic nu există. Așa că anchetatorii se vor baza fie pe încredere, fie, din experiență, pe paza presei. Cred că dumneavoastră o să deveniți sprijinul nostru fundamental. În România nu există posibilitatea ca la 1 februarie arestul la domiciliu să fie gestionat electronic. Pentru că din lipsă de fonduri, nu s-au achiziționat aceste dispozitive. Pentru asta e nevoie de 5 milioane de euro și o lege specială. O altă prevedere a codului penal se referă la camera de audiere a suspecților. Trebuie să aibă o oglindă cu o singură reflexie și aparatură de înregistrat audio-video. Oglinda se folosește în mod normal pentru a te aranja, nu? Dar când ne referim la o cameră de anchetă, geamul trebuie să aibă reflexie pe o singură parte. Investigatorul este cel care vede tot ce se întâmplă în interiorul încăperii unde se fac audierile. Suspectul este cel care doar știe că este ascultat și înregistrat. Încercăm să ne aliniem la civilizație. Dar mai puțin de 15 secții și inspectorate județene de poliție au așa ceva. O să venim noi cu oglindă de acasă și o să privim unul altul. Chiar și instanțele de judecată s-ar putea aglomera. Potrivit noii legi, anumite tipuri de infracțiuni au pedepse mult mai mici, iar câteva sute de deținuți vor putea face cereri de eliberare pentru că au ispășit deja maximul de pedeapsă.